Universul e vechi de peste 13 miliarde de ani. Are miliarde de galaxii, fiecare cu miliarde de stele, fiecare cu planete. Așadar, unde sunt toți? O întrebare simplă care a zguduit știința și ne pune față în față cu singurătatea cosmică sau cu o realitate înfiorătoare. Anul 1950. Într-o după-amiază obișnuită, fizicianul Enrico Fermi lua prânzul cu colegii săi la Laboratorul Național Los Alamos. A fost primul care a afirmat și a demonstrat existența neutronului, particulă cu sarcină neutră din interiorul atomului, dar și cel care a construit primul reactor nuclear. De asemenea, Fermi a contribuit la proiectul Manhattan, al cărui scop final era dezvoltarea bombei atomice. În 1938, Fermi a câștigat Premiul Nobel pentru fizică și a impresionat prin abilitatea sa de a face calcule dificile pe o simplă bucată de hârtie. Din senin, între două îmbucături și o blumă despre extraterestri, rostește o întrebare care vă rămâne în istorie. Unde sunt cu toți? Și astfel a început una dintre cele mai mari enigme ale științei moderne, paradoxul lui Fermi. Enrico Fermi nu era un visător oarecare. A fost părintele reactorului nuclear, un geniu premiat cu Nobel și unul dintre cei mai respectați fizicieni ai secolului 20. Iar întrebarea sa nu era o glumă. Într-un univers cu miliarde de galaxii, fiecare cu miliarde de stele și planete, statistic, șansele că viața să existe și în altă parte sunt uriașe. Și totuși, niciun semnal, nicio navă, nicio urmă. Paradoxul e simplu. Dacă viața inteligentă este comună în univers, atunci ar fi trebuit să o vedem deja. Civilizațiile ar fi avut milioane de ani să colonizeze galaxia. Ar fi trebuit să fim invadați, contactați sau măcar observați. Dar cerul rămâne tăcut. O liniște cosmică ce frustrează, înspăimântă și ridică întrebări teribile. Unii oameni de știință vin cu ipoteze mai blânde. Poate că suntem printre primii. Poate că semnalele se pierd în spațiu sau sunt prea slabe. Poate civilizațiile nu vor să fie găsite. Sau poate nu se comunică prin unde radio, ci prin mijloace ce ne scapă cu totul. Știința modernă ne arată. Viața pe Terra a apărut repede după formarea planetei, dar viața inteligentă a apărut abia recent. Poate asta e regula jocului. Multe forme de viață, puține forme inteligente. Astăzi, subiectul inteligenței extraterestre este unul foarte dezbătut în lucrările științifice care apar în fiecare an. Este foarte posibil că elemente de viață extraterestră să îmbrace forme pe care oamenii nu le pot detecta cu simțurile sau cu tehnologia lor și nu vorbim de cazurile ipotetice în care extraterestrii s-ar ascunde voit, pur și simplu astfel de entități ar putea trăi în dimensiuni pe care oamenii nici măcar nu și le pot imagina, dar rămite accesa. Iar această ipoteză a fost denumită soluția limitărilor epistemologice umane. Dar există și teorii mai sinistre, una dintre ele se numește Marele Filtru. Ce-ar fi dacă există o barieră invizibilă, o etapă în evoluția civilizațiilor pe care aproape nimeni nu o depășește? Poate civilizațiile se autodistrug? Poate tehnologia avansată aduce apocalipsa înainte de stele. Sau poate odată ce ajung să călătorească printre planete, devin prădători galactici, iar alții nu învață să se ascundă. Alte scenarii sunt și mai tulburătoare. Poate că suntem observați, că într-un fel de prezervație galactică, un experiment cosmic. Sau poate trăim într-o simulare atât de complexă încât creatorii nu vor să intervină. Cum ai putea detecta universul dacă face parte dintr-un program? În ciuda tăcerii, căutarea continuă. SETI ascultă cerul. Telescoapele moderne identifică planete din ce în ce mai promițătoare. În 2021, telescopul James Webb a început să sondeze atmosfera unor lumi îndepărtate. Căutăm oxigen, metan, semnături biologice. Fiecare mic semnal e analizat. Dar până acum, niciun bip.
În 2015, oamenii de știință care au analizat datele de la telescopul spațial Hubble și de la telescopul Kepler au ajuns la concluzia că în momentul în care Pământul s-a format, 8% dintre zonele din univers ar fi fost locuibile. Aceasta ar fi o explicație a paradoxului, că extratereștrii vor veni, dar nu prea curând, cel mai probabil mult după ce specia umană nu va mai fi prezentă aici. Omul de știință Alan Stern, liderul misiunii New Horizons a NASA pe Pluto, a declarat recent că cele mai comune medii de găzduire a vieții din galaxia Calea Lactee ar putea fi oceanele subterane, cum ar fi mările de pe Enceladus și Europa. Poate că într-adevăr există o mulțime de civilizații extraterestre avansate, dar majoritatea nu au dorința de a comunica cu oamenii sau de a vizita Pământul. Asta pentru că probabil oamenii nu prezintă interes pentru extraterestri. Doar ecoul propriei noastre întrebări rămâne. Unde sunt cu toții